În aceste momente de dimineață, subiectul pe care vrem să-l studiem cu ajutorul Domnului poartă titlul Temelia adevărului. Temelia adevărului. Și aș vrea să vă invit să deschidem Biblia în cartea Ioan la capitolul 8. Ioan la capitolul 8. Vrem să citim împreună de la versetul 30 la mai departe. Ioan capitolul 8. Ioan Epistola lui Ioan, la capitolul 1. Vrem să citim împreună de la versetul 30. Priviți ce spune Biblia aici. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Și a zis iudeilor care crezuseră în El. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți într-adevăr ucenicii mei. Și apoi Domnul Hristos spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi sau slobozi. A vrea să vă uitați cu atenție la ceea ce noi tocmai am citit. Biblia ne prezintă un grup de oameni care îl urma pe Domnul Isus Hristos și despre care Sfânta Scriptură spune că ei mulți au crezut în el. Imaginați-vă scena aceasta. Grupul acesta îl urmează pe Domnul Hristos și ei sunt din aceia care cred în el. însă Domnul Hristos aici se oprește și se uită la acești oameni și spune astfel: Dacă rămâneți în cuvântul meu, dacă rămâneți în Cuvântul meu, sunteți într-adevăr ucenicii mei. Întrebare, pe baza acestui verset, cine sunt cu adevărat aceia care sunt ucenicii lui Isus Hristos? Cei care rămân în ce? În Cuvântul lui Dumnezeu. O altă întrebare, pe baza acestui pasaj. Este posibil ca noi să mărturisim că noi credem în Isus Hristos? Dar cu toate acestea să nu rămânem în cuvântul lui Dumnezeu, să nu fim ucenicii lui. Este foarte posibil. Pentru că altfel Domnul Hristos nu s-ar fi oprit să spună aceste cuvinte a celor care credeau în, în El. E bine, ce vreau ca să subliniem în ceea ce noi am citit, frații mei? Când o persoană susține că el este într-o relație personală cu Domnul Isus Hristos, automat el intră într-o relație personală cu adevărul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Nu le putem separa una de cealaltă. Priviți ce spune Biblia încă o dată, citim versetul 32. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face sloboz. Haideți să citim acum versetul 36. Deci dacă fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Stați puțin. Domnul Hristos a zis, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Continuă mai departe cuvântarea lui și el spune, dacă fiul vă face liberi, sunteți cu adevărat liberi. Observați, adevărul ne face liberi Fiul ne face liberi. Domnul Hristos vrea să spună clar și răspicat: Nimeni în relația lui cu Dumnezeu nu poate să-l despartă pe Dumnezeu de cuvântul său. Adevărații ucenici sunt aceia care rămân în cuvântul lui Dumnezeu. Mergem în Ioan la capitolul 15. Ioan capitolul 15 și vrem să citim împreună de la versetul, haideți să citim împreună versetul 7. Priviți ce spune Biblia aici. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multe roade, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. Și voi veți fi astfel ucenicii mei. Observați încă o dată ce spune Domnul Hristos: Dacă rămâneți în mine. Și ce înseamnă a rămâne în Domnul Isus Hristos? Și dacă rămân în voi cuvintele mele. Apoi mai departe spune: Prin aceasta tatăl meu va fi proslăvit și voi sunteți într adevăr ucenicii mei. Adevărați ucenici ai Domnului Isus Hristos sunt aceia care au o religie, ascultați-mă frații mei, o religie a minții este o religie intelectuală. Religia Bibliei este o religie care ne cheamă să gândim. De prea multe ori, adventismul s-a coborât la un sentimentalism mort. Și s-a coborât la o credință din aceasta a simțămintelor. Toată lumea crede astăzi în Isus am înțeles că până și Madonna a mărturisit că ea crede în Isus. E ori de câte ori cântă bazaconile pe care ea le cântă, ea cere ajutorul lui Isus. Sunt boxeri care atunci când boxează în ringul de box, înainte de a umfla capul oponentului său, ei se roagă și cer ajutorul lui Isus. Pe vremea mea era un fotbalist care juca și ori de câte ori dădea un gol, ieșea și scotea un tricou pe care îl avea sub tricoul echipei de fotbal unde scria: îți mulțumesc Isus. Toată lumea crede în Isus. Însă Iisus Hristos spune dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele cu adevărat sunteți ucenicii mei. Am dat citire unui pasaj în ocazia de ieri. Am vrea ca să-l Uh, reamintim pentru aceia care nu au fost prezenți alături de noi. Cartea Hristos Biruitorul, pagina 235 în limba engleză, Christ Triumphant. Aceia care sunt cu adevărat convertiți la Hristos, cum sunt? Cu adevărat convertiți la Hristos, trebuie să păstreze o atenție constantă pentru a nu accepta minciuna în locul adevărului. Aceia care cred că nu contează ce cred în doctrină, atâta vreme cât cred în Isus, sunt pe un teren primejdios. Am citit ieri, în Cartea Experienței și Viziuni, pagina 227, 228, Capitolul Unirea dintre Biserică și Lume, și am descoperit, frații mei, că pe Satan nu deranjează deloc dacă noi credem în Isus. Ele noi spunea am văzut un grup mare care mărturisea numele lui Isus, însă Dumnezeu nu se încredea în ei și privea cu neplăcere la ei. Pasajul continuă și spune, pe Satan nu-l deranjează deloc dacă noi credem în Isus în răstignirea lui, în învierea lui, pentru că el însuși crede aceste lucruri, ba chiar se înfioară. Însă, dacă această credință nu ne împinge la o viață de tăgăduire și de umblare practică cu Hristos, Satan îi poate folosi pe acești oameni ca fiind cei mai buni agenți ai lui. Priviți ce spune mai departe acest pasaj. Există unii care cred că vor fi acceptați înaintea lui Dumnezeu ascultând de o altă lege decât de legea lui Dumnezeu. Împlinind alte condiții decât acele condiții care sunt specificate în Evanghelie, ca și cum ar păzi poruncile sale și s-ar supune cerinților sale. Dar unii ca aceștia se află sub o amăgire fatală. Iar dacă nu vor renunța la această erezie, și nu vor veni în armonie cu cerințele sale, nu pot deveni membri ai familiei regale. Ce fel de amăgire? Fatală, frații mei. Știați că cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă foarte clar că aceste minciuni, aceste erezii au o consecință fatală asupra celor care le îmbrățișează. Nici o erezie nu este lipsită, frații mei, de pericol. Mai devreme sau mai târziu ne va ucide. Spiritual și în cele din urmă vom ajunge să pierdem și viața fizică dacă nu suntem atenți și cu cât mai mult viața veșnică. Biblia ne spune despre adevărul lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu sunt duh și viață. Deschideți vreo Biblia în cartea uh, Ezechiel este cartea Ezechiel Am adus aminte de un verset Sper să nu fi greșit Ezechiel capitolul 33 Ezechiel 33 Da, și am vrea să citim împreună de aici De la versetul De la versetul 12 Și tu fiul omului spune copiilor poporului tău Neprihănirea celui neprihănit nu-l va mântui în ziua fără de legii lui. Și cel rău nu va cădea lovit de răutatea lui în ziua când se va întoarce de la ea. După cum nici cel neprihănit nu va putea să trăiască prin neprihănirea lui în ziua când va săvârși o fără de lege. Când zic celui neprihănit că va trăi negreșit, dacă se încrede neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, atunci toată nepricănirea lui se va uita. Și el va muri din pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o. De aceea noi nu credem în acest concept odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Adică am venit la Domnul Isus Hristos, de astăzi înainte nu mai pot cădea și chiar dacă eu cad, nu se schimbă nimic în viața mea. Biblia nu ne vorbește despre acest lucru. Din potrivă, când zic celui rău, vei muri. Dacă se întoarce de la păcatul lui și face ce este bine și plăcut, dacă dă înapoi zălogul, întoarce ce a răpit, atenție, urmează învățăturile care dau viață și nu săvârșește nicio nelegiuire, va trăi negreșit și nu va muri. Vreau să sublineați în acest pasaj: sunt niște învățături despre care Biblia spune dacă le vom asculta și dacă le vom urma. Ele ne vor da ce? Viață. Ne vor da viață. Și aceste învățături care ne dau viață ne vor îndemna să nu săvârșim nici o nelegiuire, spune Biblia. Acesta este cuvântul care ne dă viață. Spuneam și aseară, însă orice monedă are două fețe. Nu am găsit până acum o monedă care să aibă numai o față. Dacă există niște cuvinte care ne dau viață, este la fel de valabil că sunt niște cuvinte care ne pot provoca moartea. Aduceți-vă aminte, iubiții mei, frați și surori, prieteni, moartea a intrat în lumea aceasta în momentul în care primii noștri părinți au ascultat o minciună. În momentul în care ei nu și-au pus încrederea în cuvântul lui Dumnezeu și au ascultat cuvintele vrășmașului, oare nu a zis Dumnezeu, oare a zis Dumnezeu lucrul acesta? Țineți minte? Când șarpele a început să pună la îndoială cuvântul lui Dumnezeu și când primii noștri părinți au stat în fața acestei minciuni, în fața acestei erezii, și și-au închiriat urechile să asculte aceste minciuni, în cele din urmă au părăsit adevărul și au îmbrățișat această minciună. Biblia ne spune că minciuna are un efect mortal în cele din urmă asupra celor care le ascultă și le îmbrățișează. Mergem împreună în cartea 2 Petru. 2 Petru, priviți ce spune Biblia aici. Cartea 2 Petru, capitolul 2, și vrem să citim împreună de la versetul 1. 2 Petru, capitolul 2, de la versetul 1. Dar și eu cred în Isus, poate să spună cineva. Adevărații ucenici lui Isus rămân în cuvântul său. Priviți ce spune Biblia de la versetul 1, 2 Petru 2, de la versetul 1. În norod s-au ridicat și proroci mincinoși cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii micitoare. Se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Mulți ei vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. Câți vor urma aceste erezii nimicitoare, frații mei? Mult spune Biblia. vreau să subliniați erezii nimicitoare. Sub efectul acestor cuvinte, oamenii vor pierde viața veșnică. Mergem în cartea 2 Timotei. 2 Timotei, capitolul 2. vrem să citim împreună 2 Timotei, capitolul 2. Și vrem să citim de aici, de la versetul Haideți să citim de la versetul, citim de la versetul 14. Biblia spune așa. Adule aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu, să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la ce. La pieirea celor ce le ascultă, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai multă necinstirea lui Dumnezeu. Și cuvântul lor va roade ca gangrena. Din numărul acestora sunt Imineu și Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că și venit în via și răstoarnă credința unora. Deci observați, aceste învățături nesănătoase rod viața noastră spirituală. Și Biblia ne spune în versetul 14, nu duc la alt folos decât la pieirea celor care le ascultă. Mergem în proverbe la capitolul 19. Proverbe, capitolul 19. Învățăm în această dimineață despre temelia adevărului. Proverbe, capitolul 19. Ei vrem să citim de aici împreună de la versetul 19, versetul 27. Priviți ce spune aici Solomon. Încetează, fiule, să mai asculți Învățătura, dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte, ce trebuie să facem? Încetează să mai asculți învățătura care te îndepărtează de învățăturile înțelepte. Frații și surorile mele, sunt unii oameni care se gândesc că ei sunt atât de puternici și vor rezista. Sunt oameni care spun, dar eu cunosc adevărul lui Dumnezeu, eu cunosc ulia lui Dumnezeu, eu am studiat acasă și n-am să fiu influențat de acea persoană care rostește aceste erezii nimicitoare. Dați-mi voie să vă reamintesc ceva. Spuneam într-una dintre ocazii că sunt oameni care atunci când mănâncă pepe, harbuși, lebeniță, cum ziceți dumneavoastră, nu fac o separare între miez și sâmburi. Unii dintre noi suntem în stare. Unul dintre băieții mei de curând a mâncat și la un moment dat s-a înnecat. Mama lui era lângă el și repede l-a ajutat, a scos afară ce a înghițit și a mers pe unde nu trebuie, pe o altă cale și și-a revenit. Dar este teribil să vezi într-adevăr un copil când se înneacă și se înroșește și nu mai poate respira. Nu știu dacă ați avut vreodată ocazia să vedeți așa ceva. Este teribil. Au fost oameni care și-au pierdut viața în urma unui astfel de lucru. Dați-mi voie să vă spun un lucru. Noi cei care suntem mai mari s-ar putea să facem distinția între adevăr și minciună. Dar copiii noștri s-ar putea să nu mai facă nicio distinție. Și în timp ce noi ne gândim că ei sunt în siguranță, tot ce zând în fața acestor minciuni, în cele din urmă, s-ar putea să-i afecteze și să le îmbrățișeze. Adam și Eva aveau adevărul din partea lui Dumnezeu în grădina Edenului. Au primit ei Evanghelia adevărată în grădina Edenului, da sau nu? Au primit ei Evanghelia adevărată. Dumnezeu le-a spus să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Ei au primit adevărul. Întrebare. I-a protejat adevărul pe Adam și Eva în grădina Edenului, care era sanctuarul lui Dumnezeu. Acolo se întâlnea Dumnezeu cu ei. I-a protejat adevărul când s-au dus în mod voit să asculte minciuna? Nu i-a protejat. În momentul în care Eva și-a luat timp să asculte predicatorul acela, șarpele, ea știa adevărul, dar a plecat acasă cu minciuna. Este periculos, frații mei, să ne așezăm în mod voit, conștient, în fața minciunii. Unul dintre pionierii bisericii, la un moment dat, un om foarte consacrat, un om care studia cuvântul lui Dumnezeu și îl mânuia cu mare putere, la un moment dat a fost atât de convins că el este în stare să rostească cuvântul lui Dumnezeu și să-l explice foarte bine și s-a gândit să meargă la spiritiști să-i convingă pe ei că într-adevăr Biblia este adevărată. Sora White a avertizat și a spus, nu te du, nu pleca în locul acela pentru că ești în primejdie. Și în momentul în care a ajuns în acel loc, în adunarea aceasta spiritistă, a fost invocată prezența unui demon, un înger rău, a fost chemat la ocazia aceea de studierea Bibliei. Fratele nostru niciodată nu s-a mai întors la credință. Ce încerc să vă spun în această dimineață? Sunt învățături false. Sunt erezii care au un caracter nimicitor. Iar Biblia ne spune, fiule, încetează să mai asculți învățătura care te îndepărtează de învățătura curată, de învățătura care ne cheamă pe noi să trăim o viață de ascultare, o viață de biruință. Mergem împreună în cartea 2 Tesaloniceni. 2 Tesaloniceni. Clădim pas cu pas. Cartea 2 Tesaloniceni. Vrem să citim împreună 2 Tesaloniceni. Vom citi împreună de aici de la versetul. Capitolul 2 este. Vrem să citim de la versetul. Haideți să citim de la versetul 8. Și atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase, și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei care sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Acum vreau să fiți atenți la versetul 12. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în Nelegiuire să fie cum? Dumneavoastră observați pe baza acestui pasaj că acei oameni care într-adevăr cred adevărul și îmbrățișează adevărul, ei nu au plăcere în păcat? Scopul adevărului este să ne facă să urâm păcatul. Învățătura sănătoasă este învățătura care ne creează o repulsie față de călcarea legii lui Dumnezeu. Însă Biblia ne spune aici, pentru cei care, spune Scriptura în versetul 12, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire. Cu alte cuvinte, dacă oamenii n-au crezut adevărul, care este cealaltă parte a monedei? Ce au crezut ei? Au crezut minciuna, minciuna întotdeauna ne îndeamnă ca noi să ne găsim plăcere în nelegiuire. Iar lucrul acesta se va întâmpla cu multă putere în zilele din urmă. Unii dintre noastră vă întrebați, frate Andrei, care este învățătura sănătoasă? Ce să mai ascultăm? Cum putem să ne dăm seama dacă ceea ce noi ascultăm este de la Dumnezeu sau nu? Pentru că noi am citit ieri. 1 Timotei 4 cu 1 spune, dar Duhul spune lămurit. În vremurile din urmă, oamenii se vor depărta de la credință, alipindu-se de Duhurile înșelătoare. Ce am spus că reprezintă Duhul înșelătoare ieri? Proroci mincinoși, 1 Ioan 4 cu versetul 1, se vor alipi de proroci mincinoși, de predicatori mincinoși și vor îmbrățișa învățăturile dracilor. Cartea 2 Timotei. Mergem în 2 Timotei la capitolul 4. Vom zăbovi puțin mai mult, pentru că aș vrea din toată inima ca acest mesaj să fie cristal pentru noi toți. 2 Timotei, capitolul 4. Vrem să citim încă o dată de la versetul 1. 2 Timotei, capitolul 4. Vom citi de aici, de la versetul 1. Încă o dată în contextul zilelor din urmă. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vieții și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Propăvăduiește cuvântul. Stăruiește asupra lui la timp și la netimp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere. Ce, frații mei? Spuneți-mi un alt mod când Biblia spune nu vor putea să sufere. Cum am mai putea spune? Nu vor mai putea să suporte. Ajutați-mă. Nu vor mai dori să mai asculte. Ajutați-mă. Nu pot să te mai sufăr. Ați auzit pe cineva care spune nu pot să te sufăr. Cum, cum, cum am mai putea spune? Există o, o repulsie totală, am putea spune. Există o ură. Există o vrăjmășie împotriva învățăturii sănătoase. Căci va veni vreme în oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fitrează în toate lucrurile. Rabdă suferințele. Fă lucrul unui evanghelist. Și împlineșteți bine slujba. Deci, oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Știți, dumneavoastră, Biblia ne spune foarte clar că de la învunul Bisericii nu ar trebui să se audă niciodată nimic altceva decât învățătura sănătoasă. Nimic. Lucrarea unui predicator. Lucrarea unui prezbiter este aceea de a sfătui și de a îndruma pe oameni numai în învățătura sănătoasă. Mergem împreună în cartea Tit. Tit. Suntem în Biblie. ne uităm în cartea Tit. Tit. Vrem să citim împreună de la versetul 5. Aici sunt enumerate câteva dintre caracteristicile pe care trebuie să le aibă un prezbiter. Priviți ce spune Biblia. Te-am lăsat în creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copiii credincioși, care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare, căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihan, nu încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, nici bătăuși, nici lacom de câștig mărșav, ci să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat, să se țină de cuvântul adevărat, atenție, care este potrivit cu învățătura pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă, atenție, și să înfrunte pe potrivnici. Deci lucrarea unui prezbiter este aceea de a-i sfătui pe oameni în cuvântul lui Dumnezeu în învățătura sănătoasă, iar dacă cineva se opune învățăturii sănătoase, lucrarea unui prezbiter este aceea de a infrunta pe acești oameni care se îndepărtează de învățătura sănătoasă. Priviți ce spune capitolul 2, versetul 1. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Ce ar trebui să se audă în mijlocul nostru numai? Numai învățătura sănătoasă. Însă, ce se va întâmpla în zilele din urmă? Oamenii nu vor mai putea suporta învățătura sănătoasă. Frate Andrei, dar care este învățătura sănătoasă? Mergem tot în Biblie, în Cartea 1 Timotei. 1 Timotei la capitolul 1. 1 Timotei, capitolul 1, și vrem să citim de la versetul 3. Studiem. Nu predicăm în această dimineață, studiem. Vrem să avem versete biblice pentru ceea ce noi credem. Priviți ce spune Biblia aici. După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia, să rămâi în Efes, ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură și să nu se țină de basme și de înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe, decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință, așa fac și acum. Vreau să vă uitați cu atenție la acest pasaj. Dumneavoastră vedeți în versetul pe care noi tocmai l-am citit, că cei oameni care promovează basme, povești, învățături nesănătoase, certuri de cuvinte ei țin pe loc lucrarea lui Dumnezeu. Biblia spune în acest verset, în versetul 4, este mă, dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrarea lui Dumnezeu prin credință. Și vă puneam o întrebare ieri. Dumneavoastră chiar vreți ca Domnul Iisus să vină pe norii cerului mai repede? Deci dacă noi vrem ca Domnul Iisus Hristos să vină pe norii celui mai repede, lucrul acesta se va întâmpla numai când Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în întreaga lume, atunci va veni sfârșitul. Noi nu vom putea grăbi revenirea Domnului Isus Hristos atâta vreme cât am ajuns să îmbrățișem această indiferență doctrinară. Ce importanță are dacă Domnul Hristos a intrat în Sfânta sau în Sfânta Sfintelor? Chiar este important ce natură umană a avut Domnul Isus Hristos? Chiar este important pentru noi să știm cine este antigristul profeției biblice? Mai este sistemul romano-catolic? Sau antigristul poate să fie oricine astăzi? Mai nu, așa se discută. Frații și surorile mele, Biblia ne spune că într-o asemenea atitudine noi nu grăbim revenirea Domnului Isus Hristos. Lucrarea lui Dumnezeu stă pe loc. Priviți ce spune mai departe. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Unii fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Ei vor să fie învățători ai legii și nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. Nu știm că legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine că știm că legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fără de lege și nesupuși, pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru cei fără evlavie, necurați, pentru ucigătorii de tată și ucigătorii de mamă, pentru cigătorii de oameni, pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâm, pentru orice este împotriva învățăturii sănătoase. Deci, toată lista aceasta de lucruri pe care noi am citit-o, Pavel spune merge împotriva învățăturii sănătoase. Și el prezintă mai multe lucruri și apoi nu mai are timp, ca și cum el concluzionează, spune orice este împotriva învățăturii sănătoase. Dacă eu spun cireșe, căpșuni, banane, vișine, afine, mango, portocale, mere, pere și orice alt fruct, n-am zis nicio legumă. Orice alt fruct, sunteți de acord? În toată lista aceasta pe care noi am citit-o, Apostolul Pavel nu face nimic altceva decât să enumere o serie de păcate. Și la sfârșit el concluzionează și zice și pentru orice, adică orice păcat care este împotriva învățăturii sănătoase. Deci, cu alte cuvinte, păcatul merge împotriva învățăturii sănătoase, iar învățătura sănătoasă merge direct împotriva cui? Păcatului. Vreau să vă mai pun o întrebare. În câte dintre aceste păcate care sunt enumărate, vedem porunci din lege care sunt călcate? Uitați-vă cu atenție. Citim încă o dată versetul 9. Că știm că legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fără de lege și nesupuși, pentru cei nelegiți și păcătoși, pentru cei fără evlavie necurați, pentru ucigătorii de tată, și ucigătorii de mamă, ucigătorii de tată, ce poruncă e aici? Porunca a cincea, ce altă poruncă mai este inclusă? Porunca a șasea. Și ucigătorii de oameni, pentru curvari, ce poruncă e aici? Pentru sodomiți, ce poruncă intră aici? Tot. Pentru vânzătorii de oameni, ce poruncă intră aici? Să nu furi, să nu minți. Da? Citim mai departe. Pentru cei mincinoși. Pentru cei ce jură strâm, observați, Biblia ne spune, frații mei, învățătura sănătoasă este învățătura care înalță legea lui Dumnezeu. Învățătura nesănătoasă este învățătura care zice, noi nu mai avem nevoie de lege. Nu mai avem nevoie de poruncile lui Dumnezeu. Iar în zilele din urmă ni se spune, oamenii nu vor mai putea să sufere ce? Învățătura sănătoasă, adică o învățătură care să pună degetul pe păcat, o învățătură care să spună păcatului pe nume, o învățătură care să îndemne pe oameni să trăiască în conformitate cu legea lui Dumnezeu. Oamenii vor urâ aceste mesaje. Și își vor lua învățători, după ce? După poftele lor. Ia să vedem ce predică ai pentru Sambadul acesta, frate. Vreau să vedem notițele predicii. Mi s-a întâmplat ce spun, eu nu predic cu notițe, eu nu am notițe. Cum nu aveți notițe? Și care este subiectul pe care îl veți predica în ocazia aceasta? Vorbim despre pregătire pentru cea de-a doua venire a Domnului Isus Hristos. Și unde sunt versetele, unde sunt citatele zi? Nu le am. Pentru că mă rog la Dumnezeu și atunci vom scoate lucruri noi și vechi din visteria inimii. Nu pot să vă spun. Nu, dar am vrea să vedem care sunt citatele pe care le veți folosi și versetele pentru ca noi să le subliniem și să le încercuim și să vi le cenzurăm. Vorbeam cu niște prieteni în Germania care la un moment dat în că au făcut invitație în biserica lor a unui reprezentant, a unui lider al Uniunii Române la un moment dat și au cerut fratelui să trimită notițele predicii cu trei luni înainte. Pentru ca nu cumva să strecoare în predică vreun lucru care nu este potrivit pentru ceea ce se întâmplă în Germania. Doamne ferește cineva să atace automatul de cafea de la, in, din holul din biserică. Frații și surorile mele, lucrurile acestea sunt reale. Lucrurile acestea le vedem prezente într-o vreme ca aceasta. Oamenii își vor lua Învățătorii, după poftele lor, această stare o vom vedea în zilele din urmă. O vom vedea prezentă. Însă Dumnezeu nu dorește ca noi să fim din aceia care dau înapoi, ci Dumnezeu dorește să fim din aceia care, într-adevăr, au o povară pentru învățătura sănătoasă. Amin, frații mei. Numai învățătura aceasta ne va ajuta să grăbim într-un mod real venirea Domnului Isus Hristos. Și gândiți-vă foarte bine, dumneavoastră vreți să susțineți pe cineva care vrea să grăbească revenirea Domnului Isus Hristos sau în mod voi vrea să țină lucrarea pe loc? Este o întrebare la care ar fi bine ca dumneavoastră să vă gândiți. A cui lucrare o susținem noi? a cui o lucrare o susținem noi, ținând mâinile ridicate, oameni care în mod voit, conștient, nu au de altă agenda decât să distrugă pilonii adventismului lucrării lui Dumnezeu. Acesta este timpul în care noi trăim o indiferență cu privire la pilonii credinței noastre. Marea luptă, pagina 46. Există o indiferență alarmantă Față de învățăturile care sunt stâlpii credinței creștine, câștigă teren părerea că, în fond, ele nu sunt de importanță vitală. Această degenerare întărește mâinile instrumentelor lui Satana, așa încât teoriile rătăcirii și amăgirile fatale cărora cei credincioși din veacurile trecute li s-au împotrivit și le-au demascat cu primejdia vieții lor, sunt privite astăzi favorabil de către mii de oameni care pretind că sunt urmașii lui Hristos. Sunt privite favorabil. Marea luptă, pagina 558. Chiar și în forma lui actuală, departe de a fi mai vrednic de tolerat decât până acum. În realitate este mai primejdios din cauza unei amăgiri mai subtile. Vorbește despre spiritism. Dacă la început a denunțat pe Hristos și Biblia, acum declară că le acceptă pe amândouă. Dar Biblia este interpretată într-un mod care place inimii rănăscute. În timp ce adevărurile solemne și vitale. Ce înseamnă vitale, frații mei? Adică ne dau viață. Sunt de viață și de moarte. Sunt făcute fără valoare. Se stăruie asupra iubirii ca fiind atributul de căpetenia lui Dumnezeu. Dar este coborâtă la un sentimentalism slab, făcând o mică deosebire între bine și rău. Dreptatea lui Dumnezeu, denunțarea de către el a păcatului, cererii legii sale sfinte. Toate acestea sunt trecute cu vederea. Oamenii sunt învățați să privească decalogul ca pe o literă moartă. Fabule plăcute, amăgitoare, pun stăpânire pe simțuri și conduc pe oameni să lepe de Biblia ca temelia credinței lor. Hristos este combătut ca mai înainte, dar satana a orbit atât de mult ochii oamenilor, încât amăgirea nu este sesizat. Marea luptă 558. Matei 24, aș vrea să vă invit să ne uităm în Matei 24, este prezentată aici o parabolă, însă înainte de a citi această parabolă, cunoașteți că în Matei 24 sunt prezentate semnele care au de-a face cu revenirea Domnului Isus Hristos. La sfârșitul acestui capitol, după ce Domnul Hristos prezintă semnele care au de-a face cu revenirea lui, el vorbește despre starea lumii și despre starea Bisericii lui Dumnezeu în ultimele zile, înainte de momentul revenirii sale. Și citim de aici, după ce se vorbește despre zilele lui Noie, înainte să se prezinte parabola celor 10 fecioare, este o ultimă parabolă pe care noi o vedem în Matei 24. Este parabola celor doi slujitori. Un slujitor credincios și un slujitor necredincios. Vreau ca să citim în primul rând acest citat, pentru ca să știm despre cine vorbește această parabolă înainte de o analiza puțin. Este Cartea Tragedia Veaculor sau Marea Luptă, pagina 394. În Matei, capitolul 24, ca răspuns la întrebarea ucenicilor săi privitoare la semnele venirii sale și al sfârșitului veacului, Hristos arătase unele dintre evenimentele cele mai importante din istoria lumii și a Bisericii. De la prima și până la doua sa venire, și anume distrugerea Ierusalimului, marea încercare a Bisericii sub persecuțiile păgâne și papală. Întunecarea Soarelui și Lunii și Căderea Stelelor. După aceasta, el a vorbit despre venirea împărăției sale, spunându-le și parabola care descrie cele două categorii de servi care așteaptă venirea sa. Capitolul 25 începe cu aceste cuvinte. Atunci, împărăția cerurilor se aseamănă cu zece fecioare. Aici este vorba de biserica din timpul sfârșitului, aceeași care este descrisă și la încheierea capitolului 24. Deci în parabola celor 10 fecioare, ce biserică este descrisă în parabola celor 10 fecioare? Biserica sfârșitului. Ce, cine este descrisă în parabola celor doi servi la încheierea capitolului? Biserica din timpul sfârșitului. Haideți să ne uităm și să vedem ce se va întâmpla în Biserica lui Dumnezeu în timpul sfârșitului. Matei 24 și citim de la versetul 42. Vegeați, Pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei, la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar vegea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept, care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale ca să le dea hrană la vremea potrivită, sau mai bine zis, învățătură sănătoasă. Și care este acea hrană la vremea potrivită? Care este acel mesaj, frații mei, care trebuie proclamat înainte ca Isus să vină pe norii cerului? Sunt cele trei solii îngerești. Citim mai departe. Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Ferice de acel slujitor ferice de acel predicator, ferice de acel misionar, ferice de acel prezbiter, ferice de acel lider de tineret, ferice de acel om la școala de sabat care peste ceata pe care o are în administrație, în conducerea lui, el dă hrană la vreme potrivită. Nu uitați, această parabolă prezintă starea bisericii în zilele din urmă. Frații și surorile mele, Dumnezeu are slujitori consacrați, robi consacrați, care vor da hrană la vreme potrivită poporului Dumnezeu. Dumnezeu are pastori, administratori în biserică la nivel mondial. Dumnezeu are misionari, coportori, oameni care au într-adevăr o povară pentru învățătura sănătoasă. Niciodată să nu ne gândim că Dumnezeu nu are pe nimeni. Sunt oameni ca Nicodim care iau poziție pentru adevăr astăzi. Amin. Priviți ce spune Biblia mai departe. Versetul 48. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui: Stăpânul meu zăbovește să vină. Ce fel de rob rău? Întrebare: Crede robul acesta în venirea Domnului Isus? Da, care este problema? El crede că venirea Domnului mai întârzi. Atenție! Dacă va începe să bată pe tovară și lui de slujbă și să mănânce și să bea cu cine? Cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care el nu știe două categorii de slujitori. Unii care vor da hrană la vreme potrivită și alții care vor începe să mănânce și să bea cu cine? Cu beții. Cu beții. Întrebare. Cine servește vin în aceste zile din urmă? De unde își procura acest slujitor al lui Dumnezeu vin? Nu uitați, este o parabolă. Biblia ne spune clar în Apocalipsa 18 și Apocalipsa 14 că Babilonul este acela care îmbată toate națiunile Pământului. Deci în zilele din urmă, frații mei, vom vedea slujitori, vom vedea evangeliști, vom vedea pastori, vom vedea misionari, vom vedea corportori, vom vedea prezbiteri, vom vedea lideri de tineret, lideri la școala de sabat care vor crede Teoretic, pe buzele lor, ei cred că cu adevărat Domnul vine pe norii cerului, dar în inima lor și prin stilul lor de viață îi spun Domnul întârzie să vină. Și fără să știm, și unii dintre noi știm anumite lucruri, unii se servesc cu vinul de la masa Babilonului, mănâncă la masa Izabelei. Aceasta este starea pe care o vom vedea în biserica lui Dumnezeu în zilele din urmă. Ești că fratele Andrei Rășanu este declarat vorbitor neautorizat în toată România. Îi circulă o scrisoare în toată țara cu anumite lucruri despre mine. Frații mei vă spun, mă rog la Dumnezeu să nu ajung în poziția să vorbesc și să spun oamenilor într-adevăr ce s-a întâmplat în cadrul acelor întâlniri pe care le-am avut cu liderii bisericii. Însă una dintre punctele care mi s-au pus în față și să dau răspuns, pentru că dumneavoastră n-ați avut în față întrebările pe care mi le-au pus mie pentru a ajunge în acea discuție. Am ajuns pe scaun și mi s-au pus niște puncte pe care trebuie să le răspund. Unul dintre ele spunea, de ce ai declarat că în Biserica Adventistă de ziua 7 sunt oameni care sunt implicați în mișcarea ecumenică și care se servesc din vinul Babilonului? Și în răspunsurile pe care le-am folosit, am folosit Biblia și am folosit citate din Spiritul Profetic. Și pe acel document este scris, fratele Andrei Orășanu se ascundea în spatele versetelor biblice și în spatele citatelor din Spiritul Profetic. Frații și surorile mele, realitatea aceasta este o realitate vie pe care noi o vedem astăzi. Nu trebuie să ne mai ascundem de ea. Avem cărți ale autorilor infideli din care slujitorii noștri se hrănesc mai mult decât din cuvântul lui Dumnezeu, Biblie și Spiritul Profetic. Auzim mai mult de eu, de tot felul de autori, tot felul de lucruri care n-au nimic de a face cu învățătura sănătoasă și aproape nimeni nu mai îndrăznește să spună nimic. Și lucrul acesta îl vom vedea în zile din urmă. Vinul Babilonului. Ce reprezintă acest vin, frații mei? Ce reprezintă vinul acesta? Învățături nesănătoase. Priviți ce spune Biblia în Isaia 29. Și vom concluziona. Isaia 29. Și sub efectul acestui vin, frații mei, sub efectul acestor învățături nesănătoase, Biblia ne spune că va începe să bată pe și lui de slujbă. Care tovarăși de slujbă? Pe aceia care promovează întreita în îngerească. Pentru că adevărul cu minciuna nu pot să stea la oaltă. Lumina cu întunericul. Va fi o persecuție tacită împotriva celor care îndrăznesc să proclame adevărul lui Dumnezeu pentru acest timp. Ce reprezintă acest vin? Va mânca și va bea cu bețivii. Frate Andrei Urășanu ai declarat că în instituțiile noastre adventiste și în școlile noastre s-au strecurat învățături străine de Biblie. Da sau nu? Și când aduci Biblie Spiritul Profetic, noi n-am venit aici ca să ne ții tu predici, frate. Răspunde cu cuvintele tale. Îmi pare rău, eu nu pot să răspund cuvintele mele. Acesta este răspunsul care este oferit astăzi, frații mei. Pentru a legăna într-o siguranță lumească și pământească frații din biserică. Când lucrurile nu stau așa. Lucrurile nu stau așa. Ai declarat că o solie a 1888, neprihănirea prin credință, este respinsă și astăzi. Aceste lucruri sunt puse pe foaia de hârtie. Acestea sunt întrebările care se discută. Dar poporul nu știe aceste lucruri, frații mei. Sau dumneavoastră credeți că suntem chemați la aceste întâlniri pentru a discuta despre de ce vorbești despre forma în îmbrăcăminte? Deși oamenii au o problemă cu aceasta. Nu, frații mei, pilonii sunt sub atac. Mesajul biruinței asupra păcatului este sub atac. Nu se mai crede în așa ceva. Iar toți aceia care au ceva de spus în privința aceasta sunt bătuți, sunt persecutați psihic, Poate, poate, vor renunța. Nu, frații mei, nu este un timp de renunțat acum. Este un timp de rugăciune. Este un timp de post. Este un timp de iubire și de răbdare față de frații noștri. Poate Dumnezeu va trezi pe cineva și își vor da seama că suntem la hotarul vieții veșnice. Privi ce spune aici. Isaia 29. Eu vreau să citim de la versetul 9. Rămâneți încremeniți și uimiți. Închideți ochii și fiți orbi. Ei sunt beți, dar nu devin. Se clatină, dar nu din pricina băuturilor tari, ci pentru că Domnul a turnat peste voi un duh de adormire. Va închis ochii prorocilor și va acoperi capetele văzătorilor. De aceea toată descoperirea dumnezeiască a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărți pecetluite. Dacă o dai cuiva care știe să citească și zici, ea citește, el răspunde, nu pot căci este pecetluită. Sau dacă dai cartea unuia care nu știe să citească și zici, ia citește, el răspunde, nu știu să citez. Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină? Și ce reprezintă acest vin? Reprezintă învățăturile omenești care sunt puse mai presus de cuvântul lui Dumnezeu. Învățăturile omenești. Și această stare o vom vedea când, frații mei, în zilele din urmă. Va începe o bătaie împotriva celor care hrănesc poporul lui Dumnezeu cu hrană la vreme potrivită. Aș vrea ca să citesc acest ultim citat. Vom continua mai departe începând cu ora 10. Cartea mărturii pentru pastori și slujitori Evangheliei, pagina 409. Frații mei, să nu vă treacă vreodată prin minte gândindu-mă, noi avem ceva în mod special cu oameni. Nu avem nimic cu oamenii, frații mei. Nu avem nimic cu oameni. Lucruri la care niciodată nu m-am gândit că le voi auzi și despre mine și despre lucrarea lui Dumnezeu. Sună oamenii din toată țara, spun, frate Andrei, poate este cazul să ieși în față și să vorbesc. Și mă rog la Dumnezeu și zic, Doamne, n-am să ies. N-am să spun nimic. N-am să fac. N-am să, să, discut despre lucrurile acestea. Însă, noi avem de luat o atitudine față de minciună și față de erezie. Fiți atenți ce spune aici. Pastor nesfințit se întorc împotriva lui Dumnezeu. Ei laudă în aceeași cuvântare atât pe Domnul Hristos, cât și pe Dumnezeul acestei lumi. În timp ce pretind că îl primesc pe Hristos, ei îl aleg pe Baraba și prin faptele lor spun nu. Nu îl vrem pe omul acesta, ci pe Baraba. Toți cei care citesc aceste cuvinte să ia aminte la ele. Satana se laudă cu lucrurile pe care este în stare să le facă. El vrea să distrugă unitatea pentru care s-a rugat Domnul Isus Hristos. Satana spune, voi ieși și voi fi conduc de minciună pentru a înșela pe cei pe care voi putea înșela determinându-i să se critique, să condamne și să mintă. Dacă păcatul mărturiilor mincinoase și amăgitoare va fi cultivat într-o biserică asupra căreia a strălucit o mare lumină și care a beneficiat de dovezi clare, acea biserică va ajunge să respingă solia trimisă de Domnul și să accepte presup presupoziții și teorii false și afirmațiile cele mai lipsite de logică. Satana râde de lipsa lor de înțelepciune, Deoarece el știe care este adevărul. Atenție! Mulți vor sta la amvoanele noastre, purtând în mâini făclia unei profeții false, a cărei lumină este aprinsă din focul demonic al lui Satan. Dacă îndoiala și necredința sunt cultivate, slujitorii credincioși vor fi îndepărtați de oamenii pe care ei cred că îi cunosc atât de bine. Dacă ai fi cunoscut și tu zice Domnul, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vreau ca să citim încă o dată aici. Dacă îndoiala și necredința sunt cultivate, slujitorii credincioși vor fi îndepărtați de oamenii pe care cred că îi cunosc atât de bine. Trei săptămâni în urmă. Am avut ocazia să mă întâlnesc cu fratele David Gates aici în România. Și preț de vreo două ore am discutat într-un drum de la media și până undeva în zona Clujului. Am discutat și am vorbit despre lucrarea lui Dumnezeu, despre ce se întâmplă la nivel mondial, despre ce am putea face mai mult pentru a ne uni copiii lui Dumnezeu, de a uni eforturile noastre pentru a prezenta un front comun în lucrarea lui Dumnezeu, încurajându-i în felul acesta pe frați. În timp ce discutam, am deschis cuvântul lui Dumnezeu, am părtășit experiențe. Frații mei, să știți că situația este mult mai dureroasă și mult mai tragică în alte părți ale lumii. Este mult mai dureroasă. Predicator consacrați, nu mai vorbim despre fratele David Gates, Walter White, Stephen Bourne, Oamenii aceștia încetul cu încetul primesc scrisoare după scrisoare de interzicere atât în Europa și în alte părți ale lumii. Solia nu trebuie să mai ajungă la popor. Și la un moment dat am ajuns aici în România, într-un loc, într-o tabără. Și mi-a fost dat să văd, frații mei, un lucru pe care n-am crezut că am să-l văd. Am ajuns într-o tabără, noi l-am lăsat acolo pe fratele David Gates, și trebuia să vină altcineva să ia pe fratele David. Și ajungând acolo, bineînțeles, erau oameni care mă cunoșteau pe mine, îl cunoșteau și pe fratele David Gates. Și întrebarea oamenilor a fost, frate David, puteți să ne spuneți și nouă niște experiențe? Puteți să ne spuneți ceva din Cuvântul lui Dumnezeu? Și el a spus, cu mare bucurie, cu mare bucurie, sunt gata să vă spun ceva. Sunt gata să prezint Cuvântul lui Dumnezeu. Poate veți rămâne în seara aceasta. Aveți ceva să ne spuneți? Și răspunsul a fost, dacă există un punct în program unde aș putea ajuta, o voi face cu bucurie. Au venit lideri și s-a discutat împreună cu ei. Au început să pună întrebări. Vă spun, frații mei, erau oameni care plângeau. Plângeau și rugau și implorau și spuneau, vă rugăm frumos, va vorbi și frate. Și răspunsul a fost, nu. Este mai bine. Să nu. Și suntem prieteni și parcă avem aceeași lucrare, dar de frică, frații mei. Frica a pus stăpânire pe oameni. Frica a pus stăpânire pe oameni. Și vieții oameni cu lacrimi în ochi, frate, dar nu veți spune, chiar nu veți spune nimic. Eu vreau să spun. Dar mergeți și întrebați pe frații care sunt responsabili. Și, și de câte ori ajunge fratele David Gates, zicem, la noi în România? De câte ori? Cu ajutorul Lui anul va fi aici în tabă. De câte ori, frații mei? De câte ori ajung astfel de oameni în România? De câte ori? Foarte rar. Sau aproape deloc. Dar pentru că există frica și pentru că există oameni care, între ghilimele, zic, bat cu pumnul în masă. Modul în care se procedează astăzi, frații mei, este străin de Cuvântul lui Dumnezeu. Este străin de Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă am vrea să invităm aici, în, în tabăra de de la Hagota, un predicator din Olanda care se opune mișcării homosexualelor și lesbienelor din biserică. Știți care are ce ni se spune? Trebuie să luăm legătura cu Uniunea din Olanda și cu Conferința din Olanda ca ei să ne dea o scrisoare de recomandare pentru protestantul acesta care protestează împotriva ceea ce se întâmplă acolo. Credeți că cineva îi va da scrisoare de recomandare? Vom pune noi întrebări de cum este în Italia și dacă liderii de acolo ne vor da, atunci îi vom da voie să vină să vorbească în România. Politică. Totul a devenit o mașinărie, frații mei, încât lucrarea Duhului Sfânt aproape a dispărut. Încă o dată, nu generalizez. Dumnezeu are câmpuri în lumea aceasta, unde sunt pastori, slujitori, liderei Bisericii, care vor să ducă mesajul lui Dumnezeu până la marginea Pământului. Însă, din nefericire, avem și cealaltă tabără. Avem acei tovarăși, avem acei robne credincioși. Care se hrănesc cu vinul Babilonului și care bat pe tovară și lor de slujbă, frații mei. V-ați imaginat vreodată că un pastor adventist de ziua șaptea poate scrie o scrisoare și o poezie de dragoste Papei? întrebați pe frații din Italia. Au filmat lucrul acesta. Lăudându-l, sărutându-l, ești dragostea mea, bro. Vă dați seama, frații mei. Iar cei care au ceva de zis, ei sunt cei care luptă împotriva bisericii. Ei sunt fanatici. Ei sunt extremiști. Ei sunt cei care vor răul bisericii. Satana va face din sfinți păcătoși. Exact ce am citit asta. Și adevărurile sacre vor fi prezentate în lumina cea mai bagiucuritoare. Câți dintre dumneavoastră ați înțeles în această dimineață, încă o dată, atacul care se dă asupra pilonilor și asupra învățăturilor sănătoase în poporul lui Dumnezeu? Ați înțeles lucrul acesta? Dumnezeu să ne ajute, frații mei, să fim acel rob credincios. Și chiar dacă luăm bătaie, pentru că robul credincios ia bătaie spirituală, Domnul ce ferice de robul acela, pe care Domnul îl va găsi la venirea lui făcând această lucrare. Ferice. Să ne ajute Domnul să ne obișnuim cu bătaie. Nu avem timp să ne descurajăm. Nu avem timp să lăsăm bagiocura să ne facă să ne dăm înapoi. Trebuie să stăm la spărturi ca Neemia. Amin? Voi invit să ne rugăm împreună. Tatăl nostru care troneze în ceruri, în numele Domnului Isus Hristos venim la picioarele tale și te rugăm, Doamne, ca să fii cu noi pe mai departe pe parcursul acestei zile. Îți mulțumim pentru hrana spirituală care este în cuvântul tău. Și te rugăm, Doamne, ca să ne conduci pe parcursul acestei zile mai departe, în așa fel încât să învățăm mai mult și mai mult despre ceea ce tu ai oferit acestei mișcări la început. Ne punem încrederea în tine că și ne-am rugat în meritele Domnului Hristos. Și te mai rugăm, Doamne, așa cum am făcut-o de atâtea ori, pentru liderii Bisericii noastre din România, Doamne pentru liderii conferințelor, pentru pastori, pentru prezbiteri. Doamne, Tu ai slujitori consacrați și acolo. Te rugăm din inimă. Ajută-i să ia o poziție pentru adevărul Tău. Amen. Și fă ca împreună să ne unim, să fie acest, acest răspuns la rugăciune, la rugăciunea Domnului Hristos, ca noi să fim una, pentru că Tu te-ai rugat să fim una desăvârșiți în Tine. Aceasta este și dorința noastră, Doamne. În numele lui Hristos te-am rugat. Amin. Amin. Vă spun